Salut, traderi! Este data de 24 mai. Astăzi o să vorbesc despre GBP/JPY, pentru că, în opinia mea, corecția a luat sfârșit și vom reveni pe trend ascendent. Dacă vă aduceți aminte, acum, nu știu, probabil o săptămână, 10 zile, când am vorbit despre această paritate, spuneam că din acest nivel de rezistență de la 148 este probabil să avem o corecție și tot atunci spuneam că un nivel pe care l-aș avea în vedere pentru această corecție ar fi acesta din jurul valorii de 145. Corecția a fost un pic mai amplă. Bine, dacă ne uităm și la amploarea mișcării, era și normal ca scăderea să fie mai agresivă. Această corecție s-a sfârșit în jurul valorii de 1.4350. Cum spuneam, în opinia mea, vom reveni pe trend ascendent. Iar semnalul care mă duce la această idee este că ieri avem de a face cu un fakey. Un nivel pe care putem să-l avem în vedere, un nivel de rezistență pe care putem să-l avem în vedere este acesta de la 147. Odată depășit acest nivel, următorul fiind cel de la 148, iar viziunea ar fi negată în momentul în care cotația ar scădea sub acest minim, cum spuneam, din jurul valorii de 143. Cei care primesc newsletter, voi pune la sfârșit în acel newsletter și un articol care se referă strict la tranzacționarea GBP/JPY. Iar pentru cei care se gândesc serios la tranzacționarea Forex, pot să se înscrie la programul de mentorat individual, unde pe parcursul celor 7 ședințe live voi explica patternurile la care mă uit, dar mai ales cum gândesc și de ce acele patternuri se creează. Și cred că cel mai important pe parcursul acestor ședințe de mentorat individual este că vom tranzacționa împreună și vom vedea exact cum aceste patternuri funcționează în piața reală. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!